chitarist și compozitor român de origine armeană, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România din 1986 și din toamna aceasta membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Armenia, începe studiul chitarei la 14 ani ca autodidact. Este atras de jazz încă din adolescență. În anul 1976 intră în primul grup alcătuit cu fratele său saxofonist. În paralel cu studiul chitarei, exersează diverse genuri muzicale. Elaborează primele compoziții, iar în 1982 își alcătuiește primul quartet de jazz rock. Compune muzică de film, de teatru și muzică ușoară. A participat la numeroase festivaluri, Festivalul Mamaia, Festivalul Melodii, și imprimă în studio. Melodiile sale sunt interpretate de cântăreții Silvia Dumitrescu, Angela Stoica, Mihaela Marinache, Daniel Iordăchioaie, Constantin Bruș, Mihai Băjenaru și alții. În 1992 pleacă în Germania, unde se stabilește până în 1996, iar în toamna lui 96 se reîntoarce în România. Are o discografie bogată, de la Carun Carun, disc în limba armeană, care este primit foarte bine de critică în anul 1991, o antologie a muzicii românești în 2004 și a scris vreo 5 cărți pe teme de jazz. În continuare, chitaristul, compozitorul Gabriel Dedian, care ne va cânta și încânta cu un purpuriu din muzica tradițională armenească. Audiție plăcută!